De unde știi dacă ai coronavirus? Nimeni nu-ți spune ce trebuie să faci. Toată lumea ne învață măsurile de prevenție împotriva coronavirusului. Să stăm în casă și să ocolim aglomerările. Când ieșim, să păstrăm distanța și să purtăm mască de protecție. Să păstrăm igiena cu accent pe dezinfectarea și spălarea mâinilor cu săpun timp de 20 de secunde. Dar dacă am luat COVID, știm ce înseamnă asta? Că vom avea probleme respiratorii, probabil pneumonie. Că nu trebuie să ne speriem, pentru că doar 20% din oameni au nevoie de spitalizare, 80% au simptome ușoare. Doar 5% au nevoie de tratament de urgență. 90% din cazurile de adulți sănătoși au fost vindecate acasă pe bază de odihnă, igienă și hidratare. Care sunt simptomele specifice infecției cu coronavirus? Febră, tusă seacă, dificultăți de respirație, mâncărimi în gât, gât uscat, lipsa gustului și a mirosului. De regulă, acestea apar în primele 7-14 zile. Care sunt simptomele de urgență ale COVID? Dificultăți severe de respirație, durere constantă în piept, confuzie, față sau buze albastre. Ce ar trebui să cumpărați preventiv și să aveți mereu în casă? Șervețele de hârtie, paracetamol, miere, Vicks, Vaporub pentru piept, un umidificator sau puteți să folosiți dușul cald. Să stați în baie, respirând în aburi. Dacă aveți astm și aveți un inhalator pe rețetă, obțineți unul nou, să fie plin de rezervă. Alimente și lichide pentru o eventuală carantină, când ați putea sta în casă 14 zile și nu ar avea cine să vă facă aprovizionare. Știi ce trebuie să faci dacă ai coronavirus? Trebuie să te izolezi pentru a-i proteja pe ceilalți. Să suni medicul de familie sau la numărul de COVID, de unde vei primi instrucțiuni. Să bei apă caldă cu lămâie. Nu trebuie să mergeți la spital decât dacă aveți febră peste 39 de grade Celsius, dificultăți de respirație sau afecțiuni pulmonare preexistente, emfizem, cancer pulmonar, ori sunteți pe imunosupresoare. Trebuie să avem în casă alimente alcaline, care se situează peste nivelul pH-ului al virusului 5,5-8,5. De exemplu, lămâi, avocado, usturoi, mango, mandarine, ananas, păpădie, portocale. Date statistice. COVID, un peste 15 milioane de cazuri confirmate în toată lumea în câteva luni. În comparație, cazuri de SIDA apar cam 1,7 milioane anual. Zilnic apar în lume aproximativ 320.000 infecții noi cu COVID față de 5.000 infecții noi HIV. COVID. Sunt peste 633.000 decese în câteva luni, precomparație numărul deceselor din Ebola, 11.000 în total. Morți înregistrate de SUA din COVID. Peste 140.000 doar până acum, mai mare decât numărul de morți din primul război mondial, 116.500. Pentru că paza bună trece primejdia rea, timpul de pregătire este chiar acum. Fiți pregătiți pentru a învinge virusul. Sănătate!